Este copleșitor să auzi câte regrete pot aduna unii oameni în suflet, cum privind înapoi ar da orice să poată schimba drumul pe care au apucat-o. La un moment dat în viața lor au ales greșit. Clipa aceea a generat coșmarul ce avea să urmeze. Bogdan a ajuns în închisoare fiindcă a făcut mai multe infracțiuni. Cele mai grave, complicitate la omor calificat, complicitate la tentativă de omor calificat, complicitate la tâlhărie calificată și apartenența la grup infracțional organizat. După o altercație, o persoană a fost ucisă. Spune că doar transportase câțiva prieteni la și de la locul faptei, însă pedeapsa a fost șocantă pentru el și ai lui. Mi-am primit sentința în primă instanță, care totalul de pedepse depășea vreo 30 de ani. După contopire am rămas la 19 ani și 6 luni. Vă dați seama, nu știu dacă aș putea exprima, cred că în cuvinte, șocul care l-am avut și stresul prin care am trecut, aveam vreo 25 de ani atunci, să mă trezesc cu o pedeapsă de aproape 20 de ani. Astfel de povești au ascultat 25 de elevi ai Colegiului Mihai Eminescu veniți în vizită la penitenciarul Baia Mare. Mihai are 26 de ani și este închis pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Are de ispășit 2 ani, pedeapsă mai mică în comparație cu cea a colegului său. Însă, stigmatul, lipsa libertății și a celor dragi sunt greu de suportat. A vorbit auditoriului din postura de tânăr care a luat-o pe căi greșite, încercând să-i facă pe copiii prezenți să nu-și dorească așa ceva pentru ei înșiși vreodată. Te povestesc din postura mea, ca de ținut, sunt un tânăr și poate sunt mai aproape de ei și sper să învețe ceva din ce le-am spus. Cum le spuneam că și eu în urmă cu 10 ani am fost aici și nu am învățat nimic, sper că ei au învățat ceva din această poveste. Mi-aș dori foarte mult să învețe ce n-am învățat eu, în primul rând, să nu ajung aici, să nu treacă prin astfel de situații, să nu-și pună familia în astfel de situații. Cam ar fi mult mai bine să învețe acum decât pe pielea lor, să zic așa. Deținuții consideră că anturajul le-a fost fatal. De la așa zis și prieteni au învățat să facă rău, să-și facă rău. Dar cei mai mari vinovați sunt ei înșiși, fiindcă au acceptat să intre în respectivele anturaje. Poți să ajungi să ai probleme chiar dacă tu nu te implici direct. E destul să-ți accepți acel anturaj. Pentru că dacă nu accepți acel anturaj, nu ai cum să fii tras niciodată la răspundere sau să aibă cineva ceva cu tine. Copiii au aflat că familia este singura care a rămas alături de cei privați de libertate, singura care a luptat pentru ei și au înțeles că acolo, în sânul familiei, găsesc cel mai mare sprijin. A fost o experiență din care au învățat o mulțime de lucruri, atât de multe, încât n-ar vrea să se întoarcă niciodată acolo. Mi s-a părut o experiență foarte unică. Nu-mi place aici, nu mai vreau să revin, dar poveștile de viața deținuților mi s-a părut foarte interesante și am învățat foarte multe. Am învățat că anturajul nu este deloc bun și am învățat că părinții sunt cei mai importanți în care putem avea încredere cu adevărat. Această experiență mi-a părut unică pentru că nu am mai văzut asemenea, nu am mai fost în asemenea medii și sper să nu mai repet această experiență, dar mi s-a părut ceva interesant și sper că o să învăț ceva din ce mi-au spus deținuții. Prin această întâlnire organizată de polițiștii de la Biroul Siguranță Școlară și Penitenciarul Baia Mare, se încearcă în fapt conștientizarea tinerilor asupra consecințelor ilegalităților, a alegerilor pe care, dacă le fac greșit, ajung să-și distrugă viața. Expunerea în mod direct a unor povești de viață de către persoane condamnate la executarea unor pedepse privative de libertate are cu siguranță un impact mult mai puternic asupra tinerilor și, în fond, ne dorim ca ei să conștientizeze cât de puternice și ce impact mare poate să aibă anturajul și alegerile greșite pe care le pot face. Prin activitatea preventivă desfășurată, persoanele private de libertate s-au transpus mai degrabă în postura de speaker motivațional, reușind, sperăm noi, să redea comunității prin aceasta parte a valorilor sociale lezate prin comiterea infracțiunilor. Puterea antiexemplului exersată și ghidată de specialiștii sectorului reintegrare socială, sperăm că a avut ecoul scontat, acela de a-i conecta pe tineri elevi la cruda realitate a efectelor pe care comportamentele de tip antisocial le pot avea. Concluzia dureroasă a unei decizii luate pe negândite, un fel de avertisment pentru toți cei care o iau pe căi greșite,
O trage Bogdan. Legea, din păcate, nu iartă și nu uită. Și nimic în viață, mai devreme sau mai târziu, nu rămâne neplătit. În grupajele informative Plus TV din zilele următoare vom prezenta câteva dintre poveștile deținuților din penitenciarul Baia Mare, despre cum au ajuns acolo și despre regretele, acum târzii, pe care le au.